A, încă o zi minunată la draga mea slujbă. Ceau, bă, ce faci? Oh, nu pot să cred. Auzi, bă, am o problemă. Cu capul. Nu, bă, vreau să-mi găsesc loc de muncă. Păi și atunci de ce vii să-mi spui mie? Fiindcă am primit două oferte și nu știu pe care să o aleg. Așa, și? Și ce părere ai dintre vânzător de chiloți și prezentator sportiv? Mai bine prezentator sportiv. Bine, dar trebuie să vii și tu cu mine. Da, de ce? Din cauza emoțiilor, Daia. Oh, bine atunci. Așa, Lavinia și cu Bonnie s-au suit pe tricicleta lor nealcoșă și s-au dus spre Digisport, ca Bonnie să se facă prezentator sportiv. Salutare lume și bine v-am găsit la această secțiune de știri unde vom povesti despre cum și-a luat aseară bătaie echipa Țeavă de la echipa Bor Mașină. Toți ar fi crezut că echipa Țeavă va câștiga, dar în ultimele secunde echipa Bor Mașină a dat golul victorios. Dar echipele astea nici măcar nu există. Vom reveni după ce vom discuta cu Lavinia pe o cale maleabilă. Așa este. Au, nu, picatul! Și ăla l-a picat! Și-o moplații! Ne pare rău, dar Bonnie ar trebui să fie scos din emisie și vom reveni data viitoare, dacă își va mai